Todor Bazilu a trăit numai 50 de ani, între 1930 și 1980, dar a reușit să impună un stil în proza satirică și în comedia de moravuri. Un stil constând în a face pe alții să râdă, fără să râdă el însuși, asemenea actorilor din filmele de altă dată. Scriitorul a avut numeroase conflicte cu cenzura, deși publicului îi sunt cunoscute puține, și anume cele vizibile, de exemplu, conflictul care a dus la interzicerea spectacolului cu piesa Proștii sub clar de lună în regia lui Lucian Pintilie. Cum a reușit să supraviețuiască literar? În niciun caz recurgând la o diplomație meschină. Catovadă în opera sa nu predomină și nici măcar nu este folosită cu o frecvență semnificativă, maniera aluzivă. Înțelesurile se află la lumina zilei pentru a învinge restricțiile scriitorul a avut la dispoziție alt mijloc decât simularea supunerii. El a reacționat printr-un surplus de prolificitate artistică. În loc să lupte îndrăjit pentru impunerea unui text, a scris altul, apoi altul, copleșind până la urmă ambianța cu mesajele sale. A fost un risipitor victorios. Totul Mazilu n-a avut obsesia și nici morga a edificării unei opere. Faptul că până la urmă, din numeroasele sale scrieri diseminate pe o arie vastă, s-a configurat totuși o operă, ține de vocație și nu de voință. Totul Mazilu a scris la normă ca toți ziariștii din epoca articole pentru scântea tineretului, iar aceste articole au luat treptat forma unor schițe satirice. Ele constituie materia volumului său de debut insectar de buzunar din 1956. Apoi, scriitorul s-a manifestat fără inhibiție, dar și fără enfază și în alte genuri, în roman, în teatru, în poezie, dragostea lui din tâi, în eseu, în jurnalul de călătorie. Din când în când a publicat noi volume de proză scurtă, care se alcătuiau parcă de la sine prin recoltarea unei flore spontane. Nu a refuzat să tipărească nici transcrieri ale unor discuții despre fotbal sau piese de teatru pentru artiști amatori. În comedia Proștii sub clar de lună, extraordinar titlu, o mănușă aruncată în obrazul contemporaneității. Cuplurile sunt simetrice. și Șmecherul Gogu are ca soție pe sentimentala Clementina, iar onestul Emilian este căsătorit cu frivola ortansa. S-ar părea că, printr-o simplă permutare de persoane, s-ar putea obține combinațiile ideale. Dar nu. Totul Mazilu ne demonstrează că moralii nu se înțeleg cu moralii și că imoralii nu se înțeleg cu imoralii. Pentru că în cele din urmă să ne mai facă să admitem și faptul că moralii nu sunt cu desăvârșire morali, iar imoralii nu sunt cu întru totul imorali. Dezvăluiri în serie care conferă dinamism comediei. În toate piesele de teatru ale lui Tudor Mazilu primează geometria. Așa se explică și faptul că evoluția personajelor sale are turnura unui balet mecanic. În mobilă și durere, pe care unii critici literari o consideră cea mai bună comedie a lui Todor Mazilu, protagoniștii sunt doi rivali, în plan social, moral, erotic, Paul și Sile. Lizica, a fost amanta lui Sile, ajunge soția lui Paul, ceea ce îi dă posibilitatea să fie un arbitru avizat al veșnicei concurențe dintre cei doi. Scritorul studiază parvenitismul în condițiile comunismului, studiază deci bine cunoscutul amestec de bunăstare, meschinărie, impostură și chici, specific unor șefi care reușesc în viață. Noutatea constă în faptul că personajele sunt conștiente de impostura lor. La un moment dat, Paul exclamă Acum, totuși, la spartul târgului, am ajuns la concluzia că nu-i bine să fii porc. Domnilor, nu e bine. Sunt și avantaje, dar nu e bine." Dar, așa conștiente cum sunt de condiția lor, aceste personaje își urmează traiectoria desenată cu rigla și compasul de un demiurg al grotescului. Ciocnirile dintre ele sunt mișcare pură, ca izbirile dintre două bile, nu provoacă niciun fel compasiunea pe care ar trebui să o provoace un conflict între două ființe omenești. Un efect al geometriei pe care se bazează creația lui Tudor Mazirul consiste tocmai această anulare a dramatismului faptelor reprezentate. Existența li se înfățișează ca un bălci al deșertăciunilor. Personajele lui Tudor Mazirul au un fel de frenezia imoralității. El explică într-un mod inteligent cât de mare este prostia lor și vorbesc cu duioșie despre fapte odioase. O stranie vivacitate a unor inși mortificați aceasta este dominanta spectacolului la care ne invită scriitorul.